Bună ziua, sănătate tuturor apicultorilor! Astăzi suntem în 28 noiembrie. Încetul cu încetul se instalează iarna. Vine iarna, bine îmi pare. În zdupină am o floare. O albinuță mare, mai multe albinuțe. Mai facem și câte o glumă. Iată că dacă vine iarna ne mai pregătim să mai lucrăm câte ceva pe lângă casă și prin stupină, mai puțin prin stupină ce mai aranjăm, mai facem unele lucruri micuțe. Ar vrea astăzi să vă arăt cum fac eu în niște rame, cum le asamblez. Foarte simplu, am văzut că unii au tot felul de mecanizări care e mult mai ușor și mai eficient, dar eu nu sunt așa de extins cu astfel de echipamente și le fac de mână. O să asamblez niște rame de 1x2 care le folosim la supraetajate. Și vreau să vă spun că nu am făcut video ca să vă arăt cum fac ramele propriu-zis, deși o să vă arăt cum... Iată, am cumpărat niște rame de tei de la târgul apicol de la Târgu Mureș de anul acesta. N-am apucat ca să le asamblez și asta am vrut să zic, că de ce fac eu video acesta, pentru că ramele care vi le prezint sunt rame de tei și nimic altceva. Ce am pățit eu cu alte rame? Ei, la început, când am intrat în apicultură, am folosit niște rame de brad, pentru că teiul era mai scump, nu găsisem și atunci știi omul când ăsta face cu ce are. Și eu am făcut cu rame de brad și este o problemă. Cei care folosesc ramele de brad, le recomandăm ramele de tei, pentru că altfel se lucră cu ele și știți, majoritatea apicultorilor, ramele de brad, în urma ce albina propolizează între rame și pe părți, când ai forțat cu dalta, majoritatea ramelor de brad crapă, se dezechilibrează și evident viața este una scurtă. Dar ce vreau să vă spun, rășina aceasta, să-i spunem așa, propolisul, să înțelegeți și dumneavoastră, în contact cu bradul are o priză foarte puternică, extraordinar de puternică, și atunci acest foios, acest brad cedează. De aceea este bine să folosim teiul. Teiul este foarte rezistent și este foarte bun. Iată, aceste rame sunt extraordinar de bune, se asamblează foarte ușor și ce vreau să vă arăt, sunt făcute de un domn care lucrează foarte bine. Iată așa ce umeri lasă la acestea și prind foarte bine. Prind foarte bine. Haideți să vă arăt, uite așa și dumneavoastră, vedeți? Prind foarte bine. Contează foarte mult ceea ce a făcut dumnealui. Iar aici, la capăt, are stilul ăsta așa. De asemenea, este unul deosebit de bun. Prinde foarte bine, strânge foarte bine, lemnul este uscat și merită cumpărate rame de tei. Și când le alegem, să ne deschidem bine ochii, să vedem de la cine achiziționăm și cum folosește. Cuie de 3, le prindem câte un cuiuț și iată că rama este aproape gata, mai urmează găurită, însărmată, pusă folia de ramă și cu asta am încheiat. Asta am vrut să vă arăt astăzi în videoclipul acesta, legat de rame și ce lucrări mai facem în viața de zi cu zi, pe timpul iernii, când albinuțele iernează. Vă salut cu drag, sănătate tuturor!